că detaliile astea sunt importante, că... Ce aș... Știu că există o ordine, nu știu, de sus în jos sau de jos în sus. E fain că e rotund. Numai că o ieșit cu sus în jos, cred, sau nu? Să ai cât o vezi imers. Da, pic așa. Nu știu cum vine. Să-ți fac spre tine? Ba, da, nu se poate. Nu știu, ok, e mai cam așa. Bine, mă, până când moartea ne va despărți. Și alături de prietenii mei, Ionica și Vlad și Beza, aici absent, tot timpul ne vom scoate nevestele la de pe aia la munte. Emoțiile colorează viața noastră, altfel, sigur. Deci nu, e frumos. Familia Repede este o onoare să-l lansăm pe Luci pe drumul familiei, nu? Așa, sperăm așa cum să trage o săgeată, să tragem și noi și să ajungă până în cer. Da. Dacă mai e nevoie de avânt. Exact. Mai punem mâna pe arp și mai tragem. Mai întindem o dată. Vreau să citesc Psalmul 121, care se potrivește la asemenea evenimente. Și după aceea, sigur, o să ne rugăm lui Dumnezeu. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează nici tu, Doamne, cel ce păzește pe Lucian. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Îți urăm din toată inima să fie psalmul acesta adevărat pentru viața ta de familie. Pentru viața ta de bărbat. Așa. Acum devii adevărat bărbat. Având alături o soție. Bun. O să mă rog lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru această ocazie fericită. Îți mulțumim, Doamne, pentru Lucian, care este gata de a păși pe drumul nou pentru el al căsniciei, al familiei. Îți mulțumim în numele lui Iisus că l-ai păstrat în viață, l-ai păstrat credincios. Îți mulțumim, Doamne, pentru părinții lui care sunt alături de el. Îți mulțumim, o Doamne Iisuse, că Tu ai creat acest moment fericit pentru familia munteană. În numele Domnului Iisus îți mulțumim. Te rugăm, o Doamne, așa cum am văzut că este gândul Tău în Psalmul 121, să fii păzitorul lui, să-l păzești ziua și noaptea, să-l păzești la plecare și la venire, să-i păzești sufletul, să-l păzești pe el și pe răduța, o Doamne. Doamne Iisuse, te rog din toată inima să fii umbra Ta pe mâna lor cea dreaptă, Doamne, în toate zilele vieții lor, o Doamne, atât de aproape să fii de ei, o Doamne. Oricând se vor întoarce la stânga, la dreapta, să înțeleagă, să vadă, să simtă umbra Ta alături de ei, Doamne. Doamne Iisuse, te rugăm și pentru ziua aceasta, să o binecuvintezi, o Doamne. Dă-ne o zi binecuvântată, fericită,
plină de bucurie la biserică, o Doamne. Te rog, o Doamne, să veghezi asupra mesei de la nuntă, o Doamne, să fie totul sub supravegherea Ta, o Doamne. Doamne Iisuse, vorbește-ne în ziua aceasta, zidește-ne, Doamne, suntem deschiși să Te ascultăm, o Doamne. În numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin. Amin. Trebuie să pleci, să nu... Soția e mirea, cea mai frumoasă, cea mai mare. Da. Chiar m-am bucurat de cea în care l-ați ales, că mi-e și aproape de suflet și aproape de noi ca și familie, că suntem munteni și are legătură cu lucrul ăsta, cu unde îți ridici ochii. Da. Și mulțumim tare mult că ne-ați primit și eu consider lucrul ăsta, că ne lansați și că o să venim la dumneavoastră și să vă dăm socoteală și și să vă mai stăm de povești. Da, da. Să mai tragem de ea. Răduța au dorința și rugămintea să ne rugăm pentru ei înainte de a începe această zi și de a pleca mai departe de aici. Aș vrea, după ce voi citi Psalmul 127, să facem lucrul acesta. Psalmul 127 ne vorbește despre importanța binecuvântării pe care Dumnezeu o dă în familie și despre faptul că nimic nu se poate face trainic fără binecuvântarea și aprobarea lui Dumnezeu. De aceea, după ce voi citi Psalmul 127, cred că tot eu mă voi ruga pentru ziua aceasta și pentru Luci cu Răduța, pentru dumneavoastră, ca Dumnezeu să se prezinte astăzi cu mâna lui puternică și să lase binecuvântarea peste casa aceasta, peste miri, peste noi, oaspeții și peste tot ce va fi în această zi. Amin.
Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Amin. Așa rămânem în picioare și ne uităm spre cer și ne rugăm Domnului. Doamne, vine în această dimineață și îți mulțumesc că sunt în casa aceasta. Casa unde Răduța a crescut împreună cu familia ei, Doamne, împreună cu musafirii și oaspeții care sunt în locul acesta. Cu toții ne unim inimile, Doamne, cugetele în această dimineață și avem un singur gând. Ca Tu să binecuvintezi această zi. Ca Tu să lași mâna Ta, Doamne Iisuse, ca noi să vedem mâna Ta la lucru și să binecuvintezi această zi specială pe care ai lăsat-o în viața noastră și în viața lui Luci și a Răduței. Te rugăm. Doamne, te rugăm, însoțește-ne, te rog frumos, la adunare. Te rugăm. Însoțește-ne și fii cu noi, Doamne, după aceea la masă. Amen. Însoțește-ne și fii cu noi, cu harul Tău, Doamne Iisuse, copleșitor în viețile noastre în această zi. Doamne, Răduța cu Luci vor începe în această zi un drum, un drum al căsniciei împreună. Noi le suntem alături. Te rugăm și Tu, Doamne, să le fii alături de acum. Te rugăm și Tu să te prezinți cu puterea Ta în viața lor, Doamne Iisuse. Și să se bazeze pe Tine de acum în fiecare zi a căsniciei lor. Am auzit psalmul 127 compus de omul Tău, Solomon, și suntem conștienți de importanța binecuvântării pe care Tu o aduci în viața noastră. Doamne, nu vrem să pășim de aici fără Tine. Ei nu vor să plece pe mai departe fără Tine, Amin. Pentru că ne dorim cu toții ca să fim binecuvântați. Amin. De aceea te rugăm, binecuvintează Tu această zi, binecuvintează pe Răduța, pe Luci, musafirii, oaspeții, tot ce va fi, în numele Tău ce Sfânt m-am rugat. Amin. Amin.
Ciprian și Răduța, a ajuns ziua mult dorită, aceea de a fi mire și mireasă în casa lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie fericită. Ne bucurăm că ați ales altarul acestei biserici pentru începutul căsniciei voastre. Sperăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze astăzi și binecuvântarea care o veți primi-o astăzi să rămână o amintire pentru viața voastră totală de căsnicie. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Și acum vrem, înainte de toate, să dăm cinste lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ziua aceasta. Am să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură, care o putem lua ca o primă rugăciune pentru mirii noștri de astăzi, care se găsește în Efeseni, în capitolul 3, începând de la versetul 14. Aici Apostolul Pavel spune: iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, inclusiv familia munteană astăzi, să-și treagă numele din Dumnezeu. Și îl rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Așa cum stăm, ne vom ruga Domnului prin fratele Emanuel Sigartău ca Dumnezeu să binecuvinteze toată slujba de astăzi și Dumnezeu să binecuvinteze tânăra pereche. Amin. Cu smerenie și cu umilință ne-am prezentat în locul acesta de închinare, Doamne Dumnezeule, și împreună cu Luci și cu Răduța dorim ca și Tu să Te prezinți în locul acesta. De aceea chemăm numele Tău, Doamne, și chemăm prezența Ta în biserică în această zi. Fii Tu, Doamne Iisuse, bun și prezintă-Te în locul acesta cu harul Tău, Te rugăm frumos. Doamne, așa cum Te-am rugat și în familia Deac dimineață, Te rugăm să lași binecuvântarea Ta peste tot ce se va întâmpla. Dar te rog acum, Doamne, pentru timpul acesta pe care îl vom petrece în casa Ta, să lași cuvânt din cuvântul Tău adevărat, Doamne Iisuse. Te rog, dă-ne inimi bune nouă ascultătorilor în această zi să ascultăm, să pricepem, să împlinim cuvântul Tău, Doamne. Te rog să binecuvintezi, Doamne, întreaga audiență, întreaga asistență. Doamne, dă-ne Duhul Tău cel Sfânt ca acest cuvânt să se sedească în inimile noastre și să dea rod. Te rugăm ziua aceasta, Doamne, specială pentru Lucian și pentru Răduța. Tu, Doamne, să o binecuvintezi și să o ai sub privirile Tale. Și îți mulțumim pentru toate lucrurile. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să salut cu toată dragostea pe părinții mirilor noștri de astăzi, familia Muntean, Cornel și Adriana, și familia Deac, Radu și Dorina. Să vă ajute Dumnezeu să vă bucurați de ziua aceasta și să fiți mulțumitori lui Dumnezeu, sau să fiți împreună cu noi mulțumitori lui Dumnezeu pentru o zi așa frumoasă ca astăzi. Salut de asemenea pe toate rudenile mirilor care au venit la această slujbă de binecuvântare. Salut prietenii mirilor, salut frații și surorile din Biserica Baptistă Betania, Bistrița, din bisericile din Cluj și din Biserica Sfânta Trăime. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Acum urmează să cinstim pe Dumnezeu și în același timp să aducem bucurie mirilor noștri de astăzi prin mai multe cântece, poezii care vor fi rostite aici, prin saluturi din Cuvântul lui Dumnezeu, prin predici. Fie ca Dumnezeu să le binecuvinteze pe toate. O să începem
cu nepoata miresei, Raisa Deac, va recita o poezie, iar după această poezie, fratele păstor Nicu Mânzat va avea un cuvânt pentru mirii noștri de astăzi, el fiind rudenie de aproape a miresei și în același timp am înțeles că a fost pastorul care a avut un loc important în viața ei. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Voi doi sunteți cerul și marea, nectarul și floarea, inima și iubirea, pacea și neprihănirea. Cât de bine vă stă împreună în această frumoasă cunună, Dumnezeu va uni la oaltă, deci nimeni niciodată să nu vă despartă. Iubirea voastră nu-i la întâmplare, e o minune a Harului Ceresc și e dovada cea mai mișcătoare că oamenii se nasc și tot prin Dumnezeu trăiesc. Și nu uitați că Lui datorați tot ce poate inima adora din veșnicii în veșnicii. Amin. Amin. N-aveți emoții, așa-i? Un pic? Trec? Am uitat aproape de voi. Răduța mai avut de simpatic ori nu? Până aici a fost. Vreau să spun tuturora, în primul rând, mulțumim Bisericii Sfânta Treime, frate Nelu, mulțumim pentru găzduire. O deosebită plăcere să fim aici și să venim cu toată casa. Vreau să mulțumesc că în această zi ne întâlnim aici cu oameni. Fac o mică prezentare, frate Luca și Vasile, profesorul de la Liceul Creștin din Cluj, care îi spuneam în două vorbe, eu despre el și pe el l-am cunoscut din poveștile celor care au trecut prin liceu în Cluj. Am avut multe părtășii cu cei la care le-a fost profesor și m-am bucurat când Luci îmi spune, îl vom avea la nunta noastră. Ilioi, nepoții mei, Mânzat, așa, Burzo, toți spun ceva. Și când îl cunoști pe un om din poveștile celor care au trecut prin liceu, știi foarte mult. Mă gândesc de ce l-au invitat și cu mare drag vom asculta cuvântul. Eu n-am să predic, sunt foarte aproape. După termenul care ni l-au dat, Tuțica e aici și îmi spune că cel mai bine mie mi se potrivește ceșul. Așa că, în calitatea asta am venit. Dar vreau să vă spun că, în final, am comandat o carte și vreau să aibă cartea aceasta, Familia Puternică, așa cum o vedeți expusă. E aici, în mână la mine. Din momentul ăsta nu va mai fi a mea. Dar m-a inspirat să vă propun să luați o linie așa cum tu ai semănat-o, Răduța, și cred că și Luci, în casa ei, casa lui. O linie a puterii. Ca să ajungi la familia puternică, trebuie să ai o linie. Și la ce mă refer? A fost o vreme când ne luptam cu inaugurarea din Vasile Alexandrii și tu te luptai cu burta mămicii, chiar în perioada aceea. După aceea, 90, când ai venit la binecuvântare, că Luci zice, dumneavoastră i-ați făcut binecuvântarea, dar tu de unde știi? Că nici ea nu știe. Că i s-a spus numai. Pentru noi a fost un început al puterii atunci când în 90 părinții au adus-o pe Răduță la binecuvântare, prin aprilie, trecuse inaugurarea din 2-3 decembrie 89, trecuse și Revoluția și se chinuia Revoluția ca să o formeze pe Răduța. Și apoi a venit.
Vreau să spun tuturora că ne-a adus o binecuvântare și în același timp o putere în binecuvântare. De obicei, la binecuvântarea copiilor se citește Numeri. Nu să știți, Domnul să te binecuvinteze și te păzească, Domnul să-și înalțe fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să facă să lumineze fața Lui binecuvântată și să-ți dea pacea. Dar în ce constă puterea? Iată, de când s-a născut, și asta spun pentru cei care aveți copii, în ce constă puterea? Puterea binecuvântării constă în promisiune. Și promisiunea Domnului o vor spune și părinții și spun și copiii. În ce constă puterea? Eu, astfel să puneți numele meu peste copiii lui Israel și eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Când Dumnezeu promite lucrul ăsta, aici constă. Aia a fost o inaugurare și a trecut. Și a urmat a doua, Betania. Tot ea ne-a făcut o bucurie și legat de inaugurarea de la Betania. Dimineață, inaugurarea în Betania în 2005 și după aceea să botez o tău, Răduța. Vedeți cum se leagă un eveniment de altul. Și tot în putere. Și tot în putere. De ce putere? Într-un botez. Putere. Domnul spune într-un botez ceva extraordinar. Eu, zice Domnul, le voi da viața. Și vor avea o viață din belșug. Pentru Răduța noi ne-am bucurat foarte mult și după botez și cred că aceeași bucurie a fost și pentru Luci, nu-ți cunosc particularitățile, mă ierți că spun mai mult de Răduța acum, pentru că puterea aceasta a venit. Mergeam odată la Cluj, zice, unchiule, te rog să ajungi bine cu mașina, că eu trebuie să ajung la studiu. Studiu biblic, părtășia din Cluj, pe care Răduța o avea, a confirmat faptul că și botezul, care l-am făcut în 2005, a continuat în putere. Putere. Și mă întreb spre final. Acum, cartea aceasta, care dumneavoastră o vedeți expusă, o recomand ca să aveți putere și în familie. A fost putere în binecuvântare, la ambii, putere în botez, în scufundare și în înnoire, înviere cu Hristos Domnul, și acum urmează familia, familie puternică. Să nu fie un slogan numai, vedeți, e expus, va rămâne așa, dar vă dau și cartea, nu vă înghesui acum, o să o primiți la recepție. Și o Biblie, nouă nouță, și o carte. Familia puternică. De ce e puternică familia? Eu vreau să vă sugerez numai și cu asta am încheiat. În cartea aceasta, acest Charles Swindoll, am găsit că această carte este una din 70 pe care le-a scris omul ăsta. Și am zis, dom'le, un om care scrie 70 de cărți, să iei una. Și zic, nu mi-a fost ușor să iau din 70, să aleg una. Dar mi-a plăcut titlul ăsta, Familia puternică. Sau, Înțelepciunea în viață de familie, ceva extraordinar. O să o aveți în casa voastră. De ce? El dă aici și vă sugerez la toți, vreți să aveți o familie puternică, vreți să fiți puternici, nu numai la binecuvântare, nu numai după botez. Sunt unii care după botez, îmi pare foarte rău, nu mai ai nicio putere, chiar după botezul care l-au făcut. M-am dus la Hațig, unde am fost păstor, și îmi dă o listă, un secretar de acolo și mi-arată câți am botezat, pe toți, cu numele și pe listă, dar care mai sunt în biserică și care nu sunt. Am zis, au fost oameni lipsiți de putere. Ei n-au primit viața din belșug de la Hristos. Că după aceea, după botez, trebuie să ai viața aceea care Hristos o promite. Dar cui? Cine rămâne statornic. Acum, familia puternică. La începutul acestei cărți, omul ia un studiu. 3.000 de familii sunt studiate după niște caracteristici. Și au fixat ei 6 caracteristici care să fie văzute în viața de familie, care o reprezintă ca fiind o familie puternică. Eu nu vi le citesc, nu vi le spun, las totul pe seama voastră să studiați, doar atât vreau să vă sugerez ceva. Voi să fiți 3001. Dacă 3000
au fost analizați. Oricare din dumneavoastră puteți să fiți. Și eu când am citit, și să știți că predica asta am susținut-o când eram și cu drept de notar în America și a trebuit să-i cunun, că acolo nu merg la starea civilă, păstorul le face toate, așa, și a trebuit să traduc alea 6 puncte și în engleză ca să înțeleagă toată lumea. Mă întreb de atunci și până astăzi și de când s-a scris cartea asta, mai sunt familii care completează alea 3.000, 3.001, 3.002, 3.000, 3.000 și tot se continue. Voi să fiți 3.001. O să vă bucurați de aceste caracteristici, trăiți-le și să fiți puternici. O familie puternică, de la binecuvântare, botez și viață de căsnicie. Și Dumnezeu să vă dea binecuvântarea aceasta. Amin. Urmează un grupaj de cântece și poezii. O să spun pe scurt numele celor care vor cânta și care vor spune poezii. Grupul Betania, Marius Mânecan, Denis Straniș, grupul Bisericii Baptiste Mănășturi, Anca Ciupei, Lavi Lupean, grupul Oameni cu Nume și în urmă fratele William Oanță va avea un scurt cuvânt pentru noi și pentru mine. Astăzi, pe cărarea voastră se așternă
petale de flori care răspândesc printre fiecare dintre noi. Parfum și visare, pentru că dragostea ce astăzi vă purtați, niciodată și nici când nu va dispare. E sărbătoarea anunții voastre când cerul revarsă iubire și har, pentru ca viața voastră de familie să fie un colț de rai înmiresmat. Drag Mire, mai știi când privirea ei te-a atras? Mai știi cât de încurcat i-ai șoptit, te iubesc? Dar tu, scumpă mireasă, mai știi cât și cum te-a curtat? Sunt lucruri pe care suntem siguri că nu le-ați uitat. Ce frumos a fost când ați simțit în inima voastră iubire, când visurile voastre s-au întâlnit. Iar acum, strânși în același buchet al iubirii, porniți împreună pe cărarea fericirii. Lucian, în dreapta ta ai o prințesă care îți va fi soția ideală. Să iubești tot mereu și să-i oferi bucurie atunci când în viață îi va fi greu. Răduța, în stânga ta este alesul inimii tale ce te privește cu atâta gingășie și care cu lacrimi de stea într-o zi ți-a șoptit: vei fi mireasa mea până la sfârșit. Ce frumoasă e dragostea, nu-i așa? Cu siguranță voi îmi puteți confirma, pentru că voi trăiți ceea ce alții nici măcar nu pot visa. De astăzi înainte, Dumnezeu să conducă pașii voștri spre împărăția ce stă să se coboare. O clipă doar și veți ajunge acolo unde-i veșnic sărbătoare. Puțin, încă puțin și veți primi cununa și veți trăi pe plaiuri de vecii, acolo unde griji, dureri nu vor mai fi, ci doar eterne bucurii. Dar până atunci, noi vă dorim ca în astă lume căminul vostru să fie un colț de rugăciune și amândoi, strânși tare în iubire, să porniți pe cărarea ce duce în veșnicie. Amin. Doamne, suntem lângă Tine, sufletul nostru liniștit. Și val multe pot să vină, cu Tine noi să ne înclintiți. Vom fi totdeauna împreună, vom avea mereu același drum, vom zbura spre cer mână-n mână, cu Tine noi vom fi oricând. Vom fi totdeauna împreună, vom avea noi vom fi oricând. Iisuse, te chemăm pe Tine să ne conduci pe-al vieții drum. Am vrea ca să ne iei de mână, să fii mai tăi prieten buni. Vom fi totdeauna împreună, vom avea mereu același drum, vom zbura spre cer mână-n mână, cu Tine noi vom fi oricând. Vom fi totdeauna.
cerul mână-n-mână. Cu tine noi vom fi oricând. Vom fi totdeauna împreună. Noi vom avea mereu același drum. Vom zbura spre cer mână-n mână. Cu tine noi vom fi oricând. Cu tine noi vom fi
soare vântul călătorul, când se sfârșie printre crengi trudit, ce taină spune-n graiul său izvorul, învolburat în muchii de granit, ce spune mărul ce-ți umbrește drumul, cu trupul frânt de orice mânărea, ce spune în căminul tău parfum, iubește, spune tot ce-n zări palpită, iubește, spune vântul legănat, iubește, spune floarea cea strivită, sub talpa ta, sub pasul tău distrat, iubește, spune mie cernă, și adierea florilor de tei, iubește că iubirea e eternă, și iadă bate în ușă vremea ei, iubește, spune roa din mine de mâna ta răbus, nu faci un singur pas pe drumul vieții, când pasul te desparte de Iisus, nu spune un gând ce dragoste nu aduce, și nu privi de nu privești duios, și-abia atunci prin șoapta noastră dulce va suspina și va vorbi Hristos. Iubește, spune tot ce-n zări palpită, iubește, spune vântul legănat, iubește, spune floarea talpa ta, sub pasul tău distrat, iubește, spune mierea din lucernă, și adierea florilor de tei, iubește că iubirea e eternă, și iată bate în ușă Răduța și Lucian, clipa aceasta de har, în care inimile voastre unite în sfânt legământ la altar au spus da, va rămâne pentru voi lucrul cel mai frumos, nu-i așa? Și chiar dacă ploaia sau vântul ar încerca să vă șteargă din inimă cântul pe care cerul întreg îl cântă astăzi împreună cu voi, nu-i așa că voi doi promiteți să rămâneți mereu amândoi? Nu-i așa că mai mult decât averi sau mărire veți căuta unul pentru celălalt măsuri cerești de iubire? Și veți fi fericiți numai atunci când vă veți dărui. Astăzi noi vă auzim spunând, te voi iubi, tot mereu te voi iubi. Nu-i așa că nu veți uita acest legământ și veți rămâne mereu o inimă și un gând. Nu-i așa că la fel ca acum, mână în mână, veți păși toată viața spre cer, fericiți. Pentru aceasta să nu uitați, nici când, că cerul întreg vă așteaptă, cântând, și nu uitați că pe porțile lui voi trebuie să intrați cu cei pe care Domnul vi va da.
Astăzi, alături de voi, au venit la altar și părinți și frați și dintre cei mici, cu toții vă îmbrățișează și toți înalță fierbinți rugăminți ca și peste ani, când poate va mai trece din fiorul acestui început să rămână în voi împlinirea dragostei pe care Dumnezeu a conceput-o. Clipa aceasta de har, Răduța și Lucian, în care inimile voastre au rostit prin sfânt legământ la altar, da, va rămâne pentru voi cu siguranță lucrul cel mai frumos. Și știți de ce? Pentru că astăzi, împreună cu voi, a rostit, da, însuși Domnul Hristos. Fiți binecuvântați! Amin!
Pace, poate vă întrebați cine suntem noi. Noi suntem grupul Oameni cu Nume, grup de rugăciune, care ne întâlnim în fiecare miercuri seara de la ora 7, pe calea Mănășturi 103. Așa că dacă sunteți prin Cluj, vă așteptăm cu drag la un timp de părtășie, în rugăciune, în închinare și în studiu. Pe Răduță deja o știm de câțiva ani și momentul în care a ajuns în grupul nostru a fost momentul în care studiam Epistola către Efeseni. Și, după cum bine știți, o temă principală a cărții este unitatea. Unitatea adusă de jertfa lui Hristos, în care a unit neamurile cu iudeii, a unit pe vrăjmași și i-a făcut prieteni și a unit soțul și soția în căsătorie. Și ne rugăm și speranța noastră și dorința noastră e ca cei doi, Luci și Curăduța, să fie uniți în Hristos prin jertfa Lui. Amin. Mâinile îmi ridic, dar n-am ce să-ți ofer, doar un suflet frânt și gol, tu să-l transform. Prin cuvântul meu și prin fapta mea, viața să ca jertfă viața mea, ca să-i pot sluji pe toți și voia să-ți urmez. Oh!
Eu sunt William, sunt unul dintre membrii din grupul Oameni cu Nume și ne bucurăm mult să fim împreună cu Luci și cu Frăduța astăzi la bucuria lor și bucuria noastră, de altă parte. Ruța a avut curaj când m-a rugat să vorbesc. Sunt om sincer de felul meu și deci noi iubim foarte mult pe Răduța ca și grup. Însă vă garantez că astăzi din grup eu o iubesc pe Răduța și pe Luci, iubesc cel mai mult. Și am dovada și dovada e foarte simplă și anume costumul ăsta. Răduța mi-a specificat foarte clar când mi-a spus că trebuie să vorbești, n-ai voie să vii fără costum. Și eu nu sunt tocmai un om foarte elegant din punctul de vedere, să zicem. Așa că am luat costumul de nuntă și am trecut testul după 6 ani, încă în cap în el. Și stai aici în față și aș vrea să vă aduc un singur gând. Vreau să încep cu o întrebare. Pentru cei căsătoriți, pentru cei care vă căsătoriți acum, pentru cei care vor să se căsătorească, de ce vreți să te căsătorești? De ce vreți să vă căsătoriți? De ce vă căsătoriți acum? Și pentru cei care sunteți căsătoriți, de ce v-ați căsătorit? Și de ce rămâneți chiar și astăzi căsătoriți? Ce ești, Patrick? E bine ca om să fie singur. Okay. Foarte interesant. Citeam săptămâna trecută, citeam Eclesiastul și cumva mi se pare că se, Domnul așa mi-a vorbit că se potrivește foarte bine cu ceea ce vreau să transmit eu în scurte minute astăzi. Și interesant că în Eclesiastul vedem pe Solomon, vedem un om foarte capabil și îl vedem că în viață ajunge să încerce tot felul de lucruri, tot felul de obiective. Și pe de o parte încearcă să ajungă foarte bogat și reușește, pe de altă parte încearcă să fie foarte înțelept, să ajungă un om foarte deștept și reușește, își construiește case, devine un cel mai mare împărat al Israelului pe momentul respectiv. Și dacă ne uităm în Eclesiastul 2, e un pasaj mai lung, nu o să-l citesc pe tot. Și el spune, am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mea va cărmui cu înțelepciune și să străiesc astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori, mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copacii, am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă, am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim, am strâns argint și aur și bogății, ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătările fiile oamenilor, o mulțime de femei. Și continuă, am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Știți cum se încheie pasajul? Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că toate sunt numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. De ce v-ați căsătorit? De ce rămâneți căsătoriți? Foarte interesant că în pasajul ăsta, indirect, Solomon introduce și căsătoria în mod indirect. Și e așa de interesant că ajungi ca și om, noi credem că numai Solomon care a fost înțelept face asta, dar fiecare dintre noi facem asta. Ajungem în diferite etape din viață și când suntem copii încercăm tot felul de lucruri ca să fim fericiți. Când ajungem adolescenți, altele. Când ajungem, vrem o facultate, vrem un serviciu, vrem o familie până la urmă. Crezând că asta o să fie. Deci, efectiv, ăsta o să fie lucru care o să mă împlinească. Și interesant că după ce Solomon trece prin toată experiența asta, vine și spune că viața asta e ca și o sferă în care omul tot caută
și numai nu găsește ceea ce caută. Nimic, nimic nu-i de ajuns. Nimic. Și foarte interesant că în limba română avem textul cum vi l-am citit, dar dacă ne uităm, ne uităm să vedem de fapt în spate care e substratul. Spune așa, am văzut că în toate este numai deșertăciune. În alt sinonim e vanitate. Ce e vanitatea? E când, ca și om, încerci să faci tot mai mult ca ceilalți să vadă și să fii un om de succes. Și textul ăsta implică conceptul acesta și goană după vânt. Cine gonește? Omul. Omul gonește. După ce gonește? După vânt. Asta e concluzia pe care o trage Solomon după ce gustă viața din toate perspectivele pământești. De ce ne căsătorim? Foarte interesant că la întrebarea asta, astăzi, sigur, cel mai ușor răspuns e să-l dea cei care se căsătoresc. După aia, poate cei necăsătoriți. Și în al treilea rând, cei care sunt căsătoriți. Pentru că ajungi să treci prin multe împreună cu echipierul tău, care se numește. Și îți dai seama că lucrurile sunt de multe ori așa diferite decât le-ai văzut înainte. Tot mai departe, Solomon, frământându-se, el încerca să înțeleagă ce trebuie să facă omul de pământul ăsta. Asta e ceea ce vrea să facă el. Ce trebuie să facă omul? Care e scopul omului pe pământ? Și ajunge la concluzia că toate aceste lucruri nu sunt unde ajuns. Și în capitolul 3, versetul 14, spune așa. Am ajuns la cunoștință că tot ce face Dumnezeu dăinește în veci. Și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Nimic de adăugat, nimic de scăzut. Tot ceea ce face Dumnezeu dăinește în veci. De ce ne căsătorim? E o întrebare așa importantă. E importantă când te căsătorești și e importantă după aceea în fiecare zi din căsnicia ta. Pentru că dacă nu ai un răspuns care să fie fundamentat pe ceea ce Dumnezeu caută de la tine și dorește, dacă e fundamentat pe viața asta, îți garantez că nu poți să fii fericit și împlinit. Suntem aici la bucuria aceasta. Și sunt convins că Luci și Răduța știu că e mai mult decât ceea ce vedem aici. Și în final, vreau să vă las cu următorul gând, cu următoarea imagine. De multe ori când vorbim despre căsătorie, ne gândim doar la ceea ce sunt între cei doi oameni. Însă, ceea ce Luci și Răduța fac astăzi, pe lângă faptul că în fața lui Dumnezeu fac acest legământ, ei prevestesc o altă nuntă care va veni. Și la fel cum suntem aici îmbrăcați, frumoși, și stăm împreună și ne bucurăm, ceea ce vă doresc eu e ca la acea nuntă să fim tot împreună, mai mulți, și să ne putem bucura când va veni Domnul Iisus. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste cântece, poezii, saluturi frumoase. Urmează în continuare să ascultăm grupul Prieteni în Domnul, lăudând pe Domnul cu o cântare, iar după aceea vom asculta cuvântul Domnului predicat de fratele păstor Vasile Lucaci. Așa cum ați auzit, dumnealui este și profesor la Liceul Teologic Baptist Emanuel. Așa că să ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și să avem un cuvânt bogat și să zidească, să hrănească Biserica lui Iisus Hristos și pe mirii noștri de astăzi. Este o mare bucurie și pentru noi să celebrăm împreună cu voi această zi.
Așa cum s-a anunțat, noi, pe noi ne leagă o prietenie și prietenia care ne leagă este o prietenie în Domnul. Răduța, până să se transfere la Cluj, să spunem așa, a făcut parte din grupul nostru și printre multele calități frumoase pe care le-am descoperit în ea, una care a ieșit foarte mult a fost dorința ei de a sluji. Și cântarea pe care vrem să o cântăm vorbește despre slujire. Gândul nostru pentru voi și pentru familia voastră este ca această dorință pe care am văzut-o în viața Răduței și din ce am auzit există și în viața lui Lucian să rămână în familia voastră. Și Domnul să facă din familia voastră o familie slujitoare, o familie în care El să-și găsească plăcerea și cei din jur să fie binecuvântați. De aceea, pe această călătorie la care ați pornit, cerem binecuvântarea Domnului peste voi. Amin.